un conflict? Domnule, în ultima perioadă de timp se repetă, se vede, e vizibil ce se întâmplă în toată România. Unde merg în două săptămâni, de trei săptămâni, se provocați de diferite grupuri. Nu știu de unde, din țară, după aici, ca să facă rău la familie și la copii. Și credeți că totul a fost... Totul e programat de cineva. Totul e programat de cineva, împotriva familiei mele. Dar ce ar avea de împărțit cu familia? Cum ce are? Vor bani. Păi a venit la mine la poartă cineva, chiar și de la oameni, cum știu, să le dau bani. Ca să nu depună plângere, să nu facă... Nu, frate, e vin... Da, dacă te pune plângere, cum, dacă tu ești... Dar e făcut că să vedem în față, că e ceva problemă care e în neregulă. Sunt chiar disperat, vă spun sincer, că n-am... Sunteți tatăl băieții. Sunt băieții mei, vă dați seama. Noi și n-am... când ați aflat că aseară dimineața au fost reținut, cum ați primit vestea? Păi nu, i-am fost la aeroport, mă băieții, mi-au băieții. A, i-ați așteptat acasă? I-am fost la eveniment acolo și vreau să vin acasă, de-a venit la aeroport. Și când, în momentul când i-au oprit acolo direct. Vă dați seama, nu... Nu pot să răspund la orice întrebare, chiar vreau, am multe lucruri de spus. Chiar spre bine. Eu sincer vreau să am încredere în justiție. Vreau să am încredere în justiție, să-și facă serviciu așa cum trebuie, în credință, în Dumnezeu. Pentru că au și familie, au și copii și se gândească la problemele vieții a fiecare om. Că dacă faci rău unui om, răul acela vine peste tine și familia ta după aceea. El de când era sub control judiciar? Păi după problema cu Târgu Mureș a fost în control judiciar, e aproximativ 20 săptămâni. Și avea voie să părăsească țara? S-a bineînțeles, nu. Din câte am înțeles. Nu, asta nu e o problemă, nu e o problemă. A, nu știi să fie avut o interdicție de a părăsi? Nu, nu are, 100% nu are, să vede, vede cum are. Are ceva pe Târgu Mureș ca să nu vină în oraș, din câte am înțeles. E copilul meu, eu am fost special la Ștevrân la poliție și am depus un document, domnul o să devină cu o întârziere de vreo câteva ore, că a avut o problemă medicală pe unde s-a dus. Atât, în rest, nu a fost problemă de la controlul judiciar. Deci problema, am înțeles că în seara eu aveau o filmare, au trecut prin pecop acolo și ăștia au venit peste ei și provoacă. Vă dați seama. S-au fost urmăriți? Credeți că au fost urmăriți? Dar întotdeauna pe la poartă la mine vin diferite mașini care vor să facă ceva. Nu mai am încredere nici să mai merg pe stradă. Am fetițe, am copii și vă spun sincer că sunt disperat și eu am credință în Dumnezeu și nu vreau să apelez la alte probleme care vine oricărui om care e situația mea. Să-și apere familia. Până la urmă faci totul pentru familia ta. Dar există un Dumnezeu care vede tot, atâta vreau să spun.